Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am trăit să vă și pe asta, Dacia trolează BMW. Aoleu. La companii. Ce făcură? Cine ar fi crezut? Deci, de fapt, de se întâmplă în Marea Britanie, agenția de publicitate sau de marketing, nu știu, care are contul Dacia din Marea Britanie, a lansat o campanie de solidaritate cu șoferii de BMW, cărora compania, adică BMW, le cere mai nou și pentru modele noi, evident, să plătească abonament pentru diverse opționale, cum ar fi încălzirea în scaune. Știți că am mai vorbit despre porcăria asta îngrozitoare? Credeam că scoate schimbătorul de semnalizatorul de pe Dacia. Deci Dacia le oferă acestor nefericiți, cărora li se cere să plătească abonament ca să-și încălzească șezutul, câte o ploscă de umplut cu apă caldă ca să-și încălzească popourile în mașinile lor scumpe cu abonament. Persoanele invitate sunt interesate, sunt invitate la 3 showroom-uri, anume din Londra, Manchester și Swansea. Deci pentru ascultătorii noștri din Marea Britanie, care au BMW cu abonament la nu știu ce, puteți să mergeți în zilele de 1 și 2 februarie la showroom-urile Dacia din Londra, Manchester și Swansea, ca să ridice gratuit aceste recipiente, anunță publicația Auto Express. Dacia numește aceste ploști cu apă caldă Heated Seat Saviors, adică mântuitori sau salvatori de scaune încălzite. Băi, știi cât costă scaunul încălzit de la BMW? 15 lire pe lună abonamentul. La astea noi, că alea vechi rămân cum sunt. Da. La alea și cât o costă extra opțiunea? Cum adică? Asta ți cumperi cu totul? Da. Nu știu, habar n-am. Așa nu sună rău. Eu știi de ce? Asta, suntem în consum, adică de mint. Fii atent, dacă ar costa... Oricum dai numai, oricum dai numai pentru iarnă. Și dacă poți să fii atent, fii atent. Pentru încălzire în volan, 10 lire pe lună. Bun. Dacă extra opțiunea asta ar costa, să zicem 300 de euro, cred că e un preț civilizat, nu? Și realist. Ok. Deci prețul ei, nu poate pentru chiriat. BMW, dar la alte... Nu, la BMW mă refer. 100-150. 300 de euro, da? Și tu cât ții un BMW în medie? 6 ani, că ăștia cu BMW-urile schimbă des, că e rușinos să ai BMW mai vechi de 6 ani, e mult. Așa. Da? Așa ai 15 lire pe lună. Da. Da? Asta deci înseamnă 100... 20 de luni. În 300 de euro. 300 aia cât ar costa aia cu totul, în cap 20 de luni, câte 15. Pe luna respectivă. De câte ori așa frică acum cu schimbările astea? Nu? Climatice? Pentru noi e frică în fiecare dimineață. Îți pui încălzirea ianuarie-februarie, dacă știi, o ciupești. O faci ca la sărbători, faci o punte, leleși frumos cumva, te strecuri cu ea. De asta o să ajungem noi să mergem în picioare ca în tramvaiul 41 cu avioanele. Pentru că o să găsească de ăștia ca Luca, știi, care o să spună, bă, de câte ori mergi cu avionul? Da. Dacă îmi faci de două ori pe an. Dacă îmi faci o reducere de 10 euro, o să stau și în picioare 4 ore, ținându-mă de bară. Care-i treaba? Adevărul că pe vremuri, cu 30 ceva de ani, mergeam cu rata. Până pe la țară, aici, colo, făceam o oră, jumate, două. Și? Adică de ce nu te duce până la Viena? E o oră cu avionul. Dar ce va veni cu avionul, mă, nene? Ai văzut că mai nou, scaune încălzite. Nici nu te mai lasă să pui geanta sus, da, că zice că geanta e numai pentru aia care au plătit. Da, o bagi sub... la picioare. Da, frate. Exact cum eram cu sacoșa de rafie în rată. Cu rucsacul în spate acum. Da, stai, frate, cu nu știu ce, că îți faci o economie de 15 euro. Mă, e principiu. Cum să plătești abonament, să folosești în mașină ceva ce, cum să spun, e natural. Adică, de ce să plătești abonament? Ca să faci o economie? Da. Bine, pentru 2 euro, dacă se poate, dau dacă eu niște deschizi... sticle cu apă încălzită. Da. Deci dacă, fii atent, Luca, dacă se deschid băierele aici și se găsesc mai mulți trădători de ăștia ca tine care spun că este mai eficient cu abonament, o să-ți ia bani ca să pornești mașina. Și tu o să spui, ce oră, mă, de câte ori mergi cu mașina? E adevărat, eu cu a mea merg un euro când pornim. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.